Mind Architect Powered by Europa FM Bine v-am regăsit, prieteni, și bine ați venit la Mind Architect. Da, știu, denumirea o cunoașteți, dar acesta este un proiect nou al Europa FM și al celui mai cunoscut și ascultat podcast din România. Ne propunem anul acesta ca în lumea Europa FM să ne analizăm un pic emoțiile să stăm de vorbă despre noi și să ne cunoaștem un pic mai bine. În realitate, vă propun să învățăm și să învățăm câte ceva și pentru copiii noștri, în special căci Europa FM și Mind Architect vor avea în această toamnă un proiect comun sau un proiect pe care noi la Europa FM îl sprijinim și pe care îl oferim, dacă vreți, tuturor școlilor și tuturor profesorilor din România. Dar o să revenim pe parcursul acestui sezon la acest lucru. Vom vorbi aici întreaga toamnă în lumea Europa FM cu Paul Olteanu cel care este realizatorul Mind Architect și pe care de acum milioane de români îl cunosc. Salut, Paul! Salutare, Salut Cătări! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc că ai acceptat să vii în acest proiect alături de noi. Mulțumesc că îți aduci cunoștințele Cu maxim, pen drag. pentru publicul Europa FM. Dacă auziți în premieră de Paul Olteanu, haideți să vă povestesc un pic despre el, dar nu înainte de a spune, de fapt, ce vrem? De ce nu facem toamna aceasta interviul de 10 și facem Mind Architect? La un moment dat mi-a spus cineva, uite, despre relația cu copilul meu. Mm. Pentru că cu toții avem copii, ei cresc și ajungem la un punct în care nu ne mai înțelegem. Da? Și știți discuțiile. Inevitabil. Da, inevitabil. Știți discuțiile. Trebuie să faci aia, fă cealaltă, cu tare a făcut mai bine, cu tare trebuia să faci la fel de bine, nu știu ce. Și la un moment dat nu mai ai argumente, nu mai ai uh, instrumente, nu mai știi cum să reacționezi și te înfurii. Da? Și mi-a spus cineva, un lucru pe care l-am învățat, uh, furia durează 90 de secunde. Dacă reușești să faci un pas în spate, atunci s-ar putea să ai șanse mai Chiar mari. Chiar și sau. o fracțiune de secundă ajută. Chiar dacă poți să, po să pui spațiu între stimul, între ce te stârnește și reacție, pauza aia de o secundă permite părții mai înțelepte din creierul nostru să preia controlul și să ne ajute să avem o reacție mult mai sănătoasă și constructivă decât aia care ne vine natural. Ăsta e doar un exemplu dintre lucrurile pe care le vom discuta. Un altul prieten este atunci plecat dintr-un interviu de 10 când Paul Olteanu mi-a explicat de ce mănânc mai mult când lucrez acasă decât în momentele în care sunt la muncă. Deci, cum era, spunea că lucrezi acasă și te duci la frigider ca să... Ca să te reglezi emoțional. Pe cum așa? Păi, noi când trăim stres, la noi ce se întâmplă în sistemul nervos e că apare un hormon care se cheamă cortizol. Și cortizolul ăsta îți dă sentimentul ăla de agitație, de anxietate, de tensiune interioară. Unii oameni îl resim și când stau, de exemplu, la televizor, când se relaxează, parcă e tensiune în corp, parcă e agitație interioară sau agitație mentală. E, alt hormon care se cheamă dopamină, care se eliberează ori de câte ori creierul nostru întâlnește ceva bun pentru supraviețuire, reduce nivelul cortizolului și atunci dacă eu sunt stresat, trăiesc o situație din asta care îmi dă anxietate, îmi dă tensiune interioară, am cortizol, am adrenalină în mine, când mâncăm se eliberează dopamina și asta tamponează reacția respectivă de stres. Înțelegeți acum despre ce vom vorbi în general la Mind Architect, această rubrică care vine și la Europa FM. Dar cine este Paul Olteanu? Că și ăsta e un lucru pe care trebuie să-l spunem. Paul Olteanu este trainer sau coach, este specializat într-o... sau, de fapt, este specializat în neuroștiință, da? Modul în care funcționează creierul nostru și este specializat în comunicare, ne ajută să ne înțelegem mai ales în cadrul companiilor, a corporațiilor, a locurilor în de muncă. În relații, monta. în interacțiuni. În relații, în interacțiuni, de. să ne înțelegem și să comunicăm mai bine să ne cunoaștem emoțiile, să ne ținem în frâu emoțiile. Are un CV foarte lung, Paul. face cursuri de acest gen, cu, explicând ne lucruri de genul acesta de câți ani în momentul ăsta? 13? De 13 ani. 13 da? ani. A instruit zeci de mii de oameni care lucrează în companiile din România. Are acreditările necesare să implementeze scuzați-mi termenul, meu nu-mi place, dar să folosească genul ăsta de, de metode de a balansa și de a echilibra comunicarea între noi și mai ales de a ne explica, că asta e foarte fain, ce se întâmplă cu creierul nostru în situații complexe sau cum funcționează. Și cred că de aici pornim, Paul, nu? În primul episod. Da, da. Și toată povestea asta despre neuroștiință și psihologie, cumva, eu simt că trebuie făcută mai accesibilă și să ajungă mai aproape de oamenii care chiar au nevoie de ea. Pentru că noi trăim într-o lume în care cunoașterea asta e disponibilă de niște 10-20 de ani dar inițial ea a apărut în jurnale științifice, pe care foarte puțini oameni le citeau, după aia a apărut în cărți care erau cu precădere scrise de autori străini și noi ce ne-am străduit și cu podcastul și ce sper eu să reușim și cu conversațiile noastre e să facem genul ăsta de conversație și de uh, temă de interes accesibilă oricui e curios să cunoască mai bine și să trăiască mai bine. Care e lucrul de la care plecăm? Lucru metafora fundamentală și ideea principală pe care am construit și podcastul Mind Architect e o realitate fundamentată în cercetarea care a adus cuiva premiul Nobel în 2002. Și anume, Daniel Kahneman, care e un psiholog de origine israeliană, în 2002 a luat a câștigat Premiul Nobel pentru cercetare făcută alături de un coleg de ai lui, în care a propus următoarea idee, a demonstrat de fapt următoarea idee, că toate deciziile pe care le luăm noi fără excepție, se sprijină pe două sisteme decizionale pe care le produce arhitectura noastră cerebrală. Structura creierului uman dă naștere la două sisteme decizionale distincte. În trecut ele au fost numite emoție și rațiune. Kahneman, Daniel Kahneman, așa se cheamă uh, psihologul de care vorbim, le-a numit sistemul 1, care e primul care participă la decizie, emoția, automatismul. Uh, o să folosesc un termen în engleză, dar e poate parte din cum vorbim cotidian, gut feeling, instinct, intuiție, peste care structură sau personaj pe care noi l-am numit elefantul din creierul nostru, peste elefantul ăsta vechi de sute de milioane de ani, de 250.000 de ani a apărut o extensie și anume... Sistemul decizional numărul 2, mintea noastră conștientă, rațională, cu discernământ, inhibiție, moralitate, autocontrol și așa mai departe, pe care în podcast noi o numim călăreț. Deci, toată bătălia pe care o ducem în viața noastră este ca acest călăreț să stăpânească. să acest... rămână în control mult mai mult decât elefantul, pentru că realitatea noastră biologică e așa. Noi suntem o mare de emoție cu ocazionale sclipiri de rațiune. Elefantul este fundamentat în două structuri cerebrale și merită rapid să spunem și partea asta anatomică. Noi avem trunchi cerebral care e prima parte din creierul nostru care se leagă de și spinării. Ăsta se ocupă cu să ne bată inima, să ne reglăm temperatura, să respirăm. Lucruri foarte, foarte de bază. Când se naște un copil, trunchiul ăsta cerebral e funcțional, că dacă n-ar fi copilul nu funcționează. Peste ăsta a apărut sistemul limbic, care e a diferențiat în esență mamiferele de alte vietăți și ne-a permis viața emoțională mult mai bogată, plus să putem trăi conexiuni de atașament. Ce ne predispune să putem să ne atașăm unii de ceilalți? Și când zic să ne, mă refer la mamifere în general, e acest sistem limbic. Trunchiul cerebral plus sistemul limbic sunt ce numim noi elefantul și sunt părțile astea primitive, subcorticale, din creierul nostru peste astea bătrâne, care au niște misiuni biologice foarte simple și importante, cum ar fi supraviețuire, da gene mai departe, monitorizarea și menținerea statutului într-un grup și lucruri de felul ăsta, a apărut la sapiens, la specia noastră, o ultimă structură, respectiv neocortexul nostru, și în mod particular, asta e diferențiatorul sapiens, cortexul prefrontal. Deci pentru orice ascultător sau privitor, dacă spui mâna pe frunte, ce ai exact în spatele frunții e cortexul prefrontal. E, partea asta din creierul nostru ne permite să fim cea mai luminoasă versiunea noastră, respectiv. Ăsta vine la pachet capacitatea de a gândi abstract. Deci ce ne permite să inovăm, să înțelegem metaforă, poezie și așa mai departe, e cortexul prefrontal. Identificare și corectare de erori să-ți dai seama, băi, o văd un tipar în viața mea, mereu când mă enervez am înclinația să, tot ăsta participă, cortexul prefrontal. Empatie și moralitate, să poți să te pui în pielea lui alt și să te porți corect și când nu se uită nimeni, când nu există pedepse sau recompense, tot cortexul prefrontal veghează la asta. Inhibiție, apropo de ce vorbeam mai devreme, să pot când mi se face poftă de gogoașa aia care îmi dă dopamină instantaneu să zic, bă, nu e o idee bună, că e ora 9 și azi n-am făcut aici sport. Se oprește. Tot ăsta reușește să inhibe și, un lucru care merită spus încă din conversația introductivă, e că e un mare decalaj de dezvoltare între astea. Elefantul, adică trunchi cerebral plus sistemul limbic, este matur la ambele genuri, și la bărbați și la femei, la vârsta de 15 ani. Deci, la 15 ani, părțile astea primitive, care produc automatisme, reacții emoționale, sunt nu numai funcționale, sunt maturizate la ambele genuri. De asta, în adolescență și pubertate, ne și înțelegem mai complicat cu copiii decât mai Aha. târziu. Pe când partea asta foarte competentă și înțeleaptă, călărețul respectiv, cortexul prefrontal, la ambele genuri, am avut participanți la curs care au zis, la bărbatul meu ăsta nu s-a dezvoltat nici până acum. <laughs> am întrebat până la ce vârstă credeți că se dezvoltă și a zis, la bărbat bine nici până acum. La ambele genuri se maturizează până la 25 de ani. Deci, practic, viața între 15 și 25 e ca și cum ai un motor emoțional, motivațional de 700 de cai putere, foarte puternic, care te trage către a rămâne în siguranță, către a-ți da genele mai departe, pulsiuni sexuale, către a obține statut și independență. Astea sunt patru misiuni biologice și pe care le are elefantul. Și ne explicat adolescenții din viața noastră jur. Da. Și intensitatea cu care trăiesc, ce trăiesc. Și motorul ăsta de 700 de cai putere are volan, adică discernământ, și frâne, adică inhibiție, din lemn. Asta e viața <laughs> între 15 și 25. Când îți zic prietenii, când ești proaspăt șofer și îți zic, Paule, fac pariu cu tine că n-ai tupeu să accelerezi, să, să prinzi 100 la oră pe strada nu știu care, elefantul percepe asta drept un atentat la statutul meu. Dacă cineva o zice de față cu alți membri ai grupului pe care eu vreau să -i impresionez, elefantul o să zică atentat la statut, zi da. Și partea din creierul meu care poate să spună, băi, ți-a tai că tu mașina, nu mai ai voie să ieși din casă, nu face asta, e într-o mare dezvoltare. Călărețul ăsta se dezvoltă în dar sigur, până spre 25. Știu că sărim multe etape și multe episoade. Dar sunt mulți părinți pe recepție în momentul ăsta. Spune-ne cum le tragem frânele în situația asta. Dă-ne un sfat. Sunt, mic, sunt două așa. componente aici. Prima componentă care eu cred că ajută enorm e să nu ai așteptarea de la un adolescent sau de la o persoană până în 25 de ani să aibă același discernământ, inhibiții, autocontrol și așa mai departe, pe care le ai așteptările astea de la un om de după. Deci, managementul așteptărilor e ceva foarte important aici. Și componenta a doua, care e fundamentată în cercetare și e foarte interesantă, este că, când luăm decizii, adolescenții nu diferă foarte mult de adulți dacă sunt singuri. Dar, când îi pui în grupuri, Acolo încep să apară diferențe mari. Un experiment de pildă în care uh, adulți și adolescenți trebuiau să conducă o mașină într-un joc experimental, era o chestie digitală, nu reală, și au vrut să vadă comportamentul de asumare a riscului, cât de risk takers sunt, cât de mult își asumă riscul. Și între adulți singuri și adolescenți singuri nu era o mare diferență în câte riscuri își asumau. Între adulți în grup și adolescenți în grup era o mare diferență adolescenții când sunt împreună cu alți adolescenți, deci când vorbim de elefanți împreună, dacă vreți, în momentul ăla, înclinația asta la a-ți asuma riscuri, la a nu te inhiba, la a lua decizii pripite, crește foarte tare. Și atunci recomandarea practică pe lângă managementul așteptărilor e, dacă ești părinte, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci e să încerci să curatorizezi grupul de prieteni. Pentru că să-i dezvolți creierul mai repede decât stă în biologia noastră e complicat puțin probabil să poți să maturizezi structurile alea mai repede și să aibă mai mult autocontrol, discernământ. Dar să poți să influențezi, nu să controlezi ce stimul emoțional, motivațional va primi din grup, când o să-l provoace grupul, când nu accelerează până la 100 la oră pe chiselef sau în momentul în care, nu știu ce, fac pariu cu tine că nu ești în stare să iei 10 la teza asta, fac pariu cu tine că iau mai mult ca tine. Asta e o provocare care o să mobilizeze tot un comportament emoțional sau mâna de emoție, dar într-o direcție mult mai dezirabilă decât aia cu mașina. Paul Olteanu. Suntem la finalul primului episod. V-ați făcut o idee despre ce va face Mind Architect la Europa FM. Nu uitați că Mind Architect este cel mai mare podcast din România, cel mai ascultat, care se ocupă exact cu genul acesta de situații. Iar dacă ești profesor, părinte sau chiar elev și vrei să înțelegi mai multe despre lucrurile acestea, apare și un site, cred că a apărut deja la ora asta, se numește neuroștiința la clasă.ro unde există un program întreg cu sfaturi și uh, analize. Practic, de acest gen. Toate episoadele de podcast Mind Architect din cele 5 sezoane existente până acum au acompaniament, ghid, ghiduri de dezvoltare, pe care orice profesor din România care vrea să ducă genul ăsta de conversație despre creier, despre memorie, despre învățare, despre atașament, despre a te înțelege mai bine pe tine, o să poată să o facă gratuit doar accesând site-ul ăsta, descărcând materialele și mergând cu ele la clasă. E un proiect cu care are și sprijinul Ministerului Educației. Deci, vorbim despre ceva ce merită testat. Sper că de-abia v-am stârnit interesul. Ne auzim, ne revedem și săptămâna viitoare și încercăm să analizăm alte, cum să zic, unghiuri ale comportamentului nostru și suntem într-o călătorie care de-abia începe. Mind Architect, powered by Europa FM.